Rămânem la același subiect, canicula, și discutăm în continuare cu doamna Luvnița Suveică, care este expert în sănătate publică și este prezentă astăzi în platoul nostru. Bună ziua și bine ați venit la Moldova 1. Bună ziua, bine v-am regăsit. Iată că pe sfârșit de vară avem parte de, din nou de câteva zile de foc. Există foarte multe persoane care se adresează la 112 cu diverse probleme de sănătate, cardiaci, dar chiar și persoane tinere care se confruntă cu diverse simptome ca lipotemia, de exemplu, sau chiar starea de leșin. În această perioadă, care sunt categoriile de risc? Oamenii care ar trebui să aibă cea mai mare grijă atunci când ies din casă? În principiu, toți trebuie să avem grijă când ieșim din casă, să avem grijă de a lua apă cu noi, de a avea deci îmbrăcăminte, cum ați menționat, să fie de culori deschise și din țesături naturale, dar cei mai expuși sunt totuși vârstnicii, sunt cardiacii, sunt persoanele cu hipertensiune arterială și de asemenea copiii. De aceea, la aceste persoane nu se recomandă să iasă până la, de la orele 11 până la orele 17 seara, când soarele este maximal, și chiar în această perioadă este nevoie de a consulta medicul să vadă dacă nu este nevoie de a face careva ajustări în tratamentul pe care îl primesc. De asemenea, deci copiii să nu îi lăsăm sub supraveghere, mai ales în autocar pe câteva doar minute, fiindcă căldurile sunt destul de mari. Vârstnicii, dacă rămân acasă, toți să avem grijă ca să aibă apă, să aibă fructe, să aibă deci condițiile necesare. Vreau încă să menționez aici, fiindcă foarte mulți în această perioadă includ clar că aerul condiționat, că avem nevoie de el, dar de multe ori dacă nu sunt curățite filtrele cum e nevoie, atunci putem să facem și unele infecții, fiindcă se transmit, și temperatura să nu fie, deci diferența dintre temperatura din cameră și cea de afară mai mare de 6. Care ar fi temperatura optimă? Temperatura optimă a fi 22 de grade, 23 de grade este temperatura de confort. Deci asta este cea care putem să ne permitem. Să ne întoarcem un pic la categoria cardiacilor. Și aici ar vrea să vă rog să ne spuneți care sunt primele simptome care ar trebui să îi alarmeze și să îi direcționeze direct la medic. De fapt, cardiacii sunt cei care primesc tratamente permanente, cei care sunt cu hipertensiune arterială, dar dacă observă, fiindcă ei de obicei își monitorizează tensiunea arterială, dacă observă că nu se cupează tensiunea cu medicamentele pe care le primesc, dacă au senzații de oboseală cronică, dacă au dureri de cap sau dureri retrosternale, este nevoie de a se adresa la medic pentru a face ajustările necesare în tratament. Ați menționat și despre consumul de lichide, dar și despre o alimentație potrivită exact. Pe timp de caniculă. Și aici aș vrea să menționez despre nenumăratele cazuri de intoxinfecții alimentare care au avut loc în ultimele 2-3 zile, deci au fost foarte, foarte multe adresări la ambulanță. La ce produse ar trebui să fim foarte atenți și care sunt câteva dintre regulile de bază pe care ar trebui să le urmăm atunci când temperatura este mai mult de 35 de grade Celsius? În primul rând, la aceste temperaturi sunt foarte multe produse care foarte ușor se alterează. Aceasta este carnea, produsele lactate, peștele. De ce, dacă le procurăm de la piață sau de la magazin, ele trebuie să fie în pungi speciale pentru păstrarea temperaturii, să nu le ținem mult timp în mașină, că și asta poate să fie o cauză când toată ziua cu produsele am mers prin căldura aceasta și apoi pregătim din ele bucate. Și desigur că prepararea bucatelor să fie acasă, în condiții sigure, să fie proaspete, să fie în cantități mici preparate și păstrate la frigider, fiindcă alterarea produselor este foarte frecvent. Spuneam că chiar și persoanele tinere s-au adresat la medic cu stări de leșin din cauza căldurii. Atunci când suntem într-un loc public, în transport, de exemplu, sau chiar pe stradă și observăm o persoană care are o stare de preleșin sau chiar de leșin,
Ce ar trebui să facem ca să-i acordăm primul ajutor? Cum am putea să o ajutăm? În primul rând, să ajutăm cumva să găsim umbră sau undeva un loc cel mai apropiat unde să fie adăpostit la umbră, la o temperatură mai rece, să-l așezăm sau chiar să-l culcăm, să-i deschiem nastorii de la cămașă sau bluză ce este, să-i dăm să bea lichide, să-i punem ceva. Clar că nu avem gheața cu noi, dar măcar apă rece să găsim și să-i punem apă rece s-o pe frunte, să-l stropim cu apă și să, dacă vedem că starea încă este deci gravă, să chemăm asistența medicală. De obicei, e în jumătate de oră dacă este dus la umbră, dacă este dată apă, pacientul își revine. Pentru mamele cu bebeluși mici, ce recomandări ați avea? Vedem foarte des pe stradă mame care acoperă căruțul cu un soi de stofă. Este recomandat acest lucru și dacă nu, ce riscuri implică? Nu este recomandat. Este recomandat să iasă mamele cu cărucioarele dimineața și seara, atunci când temperaturile sunt optime pentru copii, ca să respire cu aerul curat, că asta este sensul de a ne plimba copiii, dar aceste acoperiri deci pot de multe ori să sufoce copiii, fiindcă se formează și mai multă căldură cu aceste deci care se pun în față acoperiminte. Deci implică un risc destul de ridicat implică, această practică. Da, și ca și riscul care în autocar își lasă copiii că o fugă până la magazin să-și cumpere ceva și foarte repede se întorc, dar în autocar este o temperatură foarte înaltă. Pentru persoanele cu hipertensiune arterială, ce recomandări ați avea? Persoanele cu hipertensiune arterială să nu uite să ia medicamentele indicate de medic așa cum sunt indicate în fiecare zi la aceeași oră cum o fac, să-și monitorizeze tensiunea arterială, dacă se simt rău să se adreseze la medic. Pe această perioadă consumul de lichide este de 2-3 litre de apă. Deci și vorbim cam despre de, apă, nu cafea da, sau da, suc? Da, apă, fiindcă cafeaua deshidratează, berea deshidratează și băuturile alcoolice la fel, apa. Apa se consumă în raport de 30 de mililitri la kilogram corp, așa că putem și la copii să calculăm și la maturi în dependență de kilograme. Și să mănânce mâncare mai ușoară, mai legeră. Deci aici mă refer la salate, la legume proaspete, la fructe proaspete. Deci nu se recomandă grăsimile în această perioadă, că ele au capacitatea de a încălzi organismul. Eu vă mulțumesc tare mult pentru aceste recomandări. Sperăm că vor fi utile și pentru cei care ne-au urmărit. Și vă dorim mulțumesc. O zi liniștită în continuare.